Bună ziua, dragi pretendinți, săgetător. Adică de la săgetător. În dragoste, la zare. Aveți o despărțire care, din care trebuie să învățați, pentru că văd că alegeți același fel de persoane. Sau trebuie să învățați o lecție oricum. Sau încercați să vă apărați, nu prea aveți încredere în persoane, în dragoste, în sentimentele adevărate. Nu mai credeți că există sentimente adevărate, vreau să spun. Ori ați cunoscut pe cineva și vă gândiți ce să fac, să încep o relație, să treacă timpul, să crească situația, să crească dragostea, să crească atracția și să vedeți ce se întâmplă. Deci nu știți ce să faceți. Dacă să începeți sau nu. V-ați desprins de cineva, v-ați despărțit de cineva, dar acea persoană încă mai are sentimente și poate să se întoarcă în scurt timp. În scurt timp poate să se întoarcă. Se poate. Așa. Vedeți, sunteți în defensivă tot timpul. Vă apărați, vă este frică. Persoana asta... Deci dumneavoastră vreți ca această persoană să comunice tot timpul, să vă spună unde este, ce face, să fie, deci, un pic, nu dependentă, dar oricum, nu sunteți, nu acceptați să nu știți unde este sau ce face. Vreți să vă dea raportul, cum se spune, da? Așa, comunicarea o văd foarte bună, oricum, în casă, comunicarea, vă urmăriți persoana, nu mai urmăriți persoana. Ori v-ați despărțit de cineva, ori urmăriți pe cineva din trecut, poate fi. Haideți să vedem. Ce se mai arată? Vă gândiți și un bărbat se gândește la dumneavoastră și dumneavoastră la el, o să vă întâlniți, aveți ceva gelozie, veți avea dragoste, așteptați dragoste și primiți acel mesaj de dragoste pe care îl așteptați, dar nu vă văd o relație serioasă cu această persoană. Mesaj primit sigur, puteți avea întâlnire, puteți avea dragoste, dar... orică dumneavoastră nu vreți această relație serioasă, orică nu vi se dă, orică nu se întâmplă, dar nu aveți această relație serioasă pe care o doriți, da? Asta văd. Aveți probabil două persoane în minte, mai aveți pe cineva. Mai aveți pe cineva în minte. Așa... Câteodată acea persoană știe că a greșit mult în fața dumneavoastră, se gândește foarte mult la dumneavoastră și noaptea se trezește, se gândește la dumneavoastră. Se simte vinovată această persoană pentru ce s-a întâmplat. Vă caută peste tot această persoană. A învățat o lecție această persoană după tot ce s-a întâmplat. Și câteodată se simte așa vinovat că se gândește că ar fi fost mai bine dacă nu-l cunoștea sau erați mai fericită dacă erați fără această persoană, fără el, fără ea. Dacă vă văd, mai văd situații în care acea persoană nu a putut să vă lase să vă apropiați din cauza familiei, din cauza tradițiilor, din cauza orice. Nu a putut să vă lase să vă apropiați de el sau de ea. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.